Dimineața și Crăciun fericit la toată lumea, în primul și în primul rând, sărbători fericite și așa mai de... Iar ai scăpat ciocolata. Da, deci a venit moșul, azi e prima zi de Crăciun, dar voi vă uitați la video-ul ăsta a doua zi, pentru că îl postez a doua zi, cel mai probabil, și a venit moșul. Bineînțeles că voi l-ați văzut mare majoritatea cadourilor pe care vi le-am arătat de-a lungul săptămânii acesteia. Dar mai sunt mai multe cadouri pe care încă nu le-am despachetat și încă nu o să vi le arăt, adică nici nu cred că o să vi le arăt. Astea mai sunt așa, mai multe chestii personale. Și bineînțeles că Nicolas se luptă aici de zor cu o ciocolată. Da. Dar el nu poate să o mănânce, dar se chinuie să o mănânce. Deci ia uite. Deci doar molfă-i ambalajul, deci se chinuie acolo să mănânce și el ciocolata asta. Da, a venit moșul, moșul a fost foarte, foarte darnic, ați văzut și voi multe dintre chestiile pe care le-a primit Nicolas și nu numai, și noi, toți am primit cadouri. Și azi e o zi foarte frumoasă afară, e super însorit, e destul de cald, cred că... Iar ai scăpat-o, cred că sunt vreo 10 grade afară. Și nu prea zici că e Crăciunul, sincer, pentru că mi-ar fi plăcut să fie zăpadă. Da, doamne, deci nu mai ajunge la ciocolată și începe să urle. Da, deci îi plac foarte mult chestiile care foșnesc, de la ambalaje, hârtii, pungi, orice foșnește. No, gata, a lui este toate, toate sunt a lui. Vreau să vă arăt câteva din cadourile pe care nu vi le-am arătat, ca să zic așa. Adică am zis că nu o să vi le arăt chiar pe toate, dar vă arăt așa vreo două dintre ele. Ce am mai primit, deci sunt încântat de chestiile astea, adică... cum îi zice, mă? Cum îi zice? Jenga. Nu știu dacă ați văzut, acum vreo lună sau două luni de zile, a venit la noi un prieten și am făcut un live pe YouTube în care ne-am jucat jocul ăsta, Jenga se numește, și ne-am luat și noi unul. Deci ne-a plăcut atât de tare încât ne-am dat și noi comandă de unul dintre ăsta. Cam așa se arată. Bine, ăla era altfel, ăla nu era numerotat, erau și puțin mai mari piesele, dar pe site apărea mare, dar oricum nu contează, nu mă interesează, și are niște numere aici. Are zaruri și încă e sigilat, deci abia l-a adus moșul. Deci ăsta e un Jenga. Și chestia asta, e un moș Crăciun, elicopter. Bă, deci mi-au plăcut atât de mult elicopterele și chestiile astea când eram mic. Și cum l-am avut unul când eram mic, am zis, bă, când o să fiu mare, îmi iau atunci unul. Da, e un mic moș Crăciun, mini elicopter. Asta e mufa de alimentare în care se încarcă. Și ia să vedem, are alea cât de baterie. Deci are aici asta. Bă, sper să nu... Nu știu dacă se vede. Hai, îi dau pornire. Uite, are și luminiță. Ce a fost asta? S-a stricat? Oh, wow! Ia, dacă îi dau drumul, e de la care se ridică singur. Deci, stai că nu se mai vede. Hai, vin aici. Poate. Stai. S-a dus la tavan, stai că nu ajung la el. Ce tare, mă! Uitați-vă ce tare e chestia asta. Mamă, stai puțin, stop. Mamă, deci... Ia uitați-vă la el, nu știu dacă se vede, e bine, se vede? Deci e un moș Crăciun, are aici un buton mic și cam atât, n-are nimic altceva. Și când eram acum vreo câțiva ani, nu știu, am mai avut, de fapt cred că o am acasă, un fel de navă spațială și dacă ții sub ea, deci efectiv ăsta se ridică singur și zboară, probabil ați mai văzut, mare majoritate cred că aveți prostii dintre astea, jucărioare dintre astea așa mai dubioase, deci se ridică singur, hai că îi mai dau o dată pornire. Se ridică singur. Hai. Ia. Da, mă. Nu se mai ridică. Ce faci?
Trebuie să pui mâinile. Da. Trebuie să pui mâinile sub el și el se ridică. Deci când are un fel de senzor. Hai mă, te-ai blocat, ce-ai făcut? Da. Deci trebuie să-i pui mâna și el deja se ridică. Bum! Hai, vină înapoi, vină înapoi. Hai, gata, au rămas la tavan. Iar au rămas sus. Bă, părr, nu! Op, a căzut. Hai că e prea tare chestia asta, deci e genială. Mi-a plăcut? O să zic, hai Nicolas, deci el se uită acum așa, stă și se uită, deci nu vă puteți imagina ce fel stă acum. Uitați-vă ce fel se uită, deci stă așa de când mă joc cu chestia asta, cu Moș Crăciunul. Stă și se uită la mine aici, lângă mami. Te-ai pus pe burtă, mă, îți place? Cu suzeta în gură? Da, deci asta face Nicolas, se uită continuu cum mă prostesc aici, ca să zic așa. Da, mă, deci chiar des adult, ca să zic așa, că sunt adult, dar eu mă simt tot un copil, pentru că mie îmi plac jucările, îmi plac foarte, foarte mult jucările și am mai spus. Din moment ce ai copil, e super mișto pentru că poți să te joci și tu din nou. Adică poți să ai multe jucării pe care nu le aveai când erai mic. Acum să zicem că poți să-ți iei tot ce vrei fără să mai ai nicio restricție. Da, și mi-am luat și eu două, trei prostii acolo să mă joc. Da, a, și legată, vreau să vă răspund o întrebare. Asta e pe pauză. Da, cineva mă întrebase legat, tai, continuă, legat de imaginea asta. Că ați văzut-o de multe la mine în videouri. Ce e cu imaginea asta? Ce aplicație folosesc? Nu e nicio aplicație, e de pe YouTube. Pur și simplu, deci e de pe YouTube. Scrie acolo, best fireplace, ce vrei tu, bla bla bla. Și are vreo 8 ore. Îi dai mare și îmi place așa că se vede imaginea. Poți să pui și cu zăpadă și cu orice. Pur și simplu e aceeași imagine în continuu. Ca o mică paranteză, pentru că mi-am amintit că m-a întrebat cineva în comentarii legat de imaginea asta de pe fundat. Mai avem aici un mic cadou. Dar nu pentru cel mic, ci pentru Luna. Pentru Luna i-am luat aici special de Crăciun astăzi, pentru poze. Să facem poze, un costum de crăciuniță pentru cățeluși sau pentru pisici. Ați văzut că avem mai multe, două, trei. Păi, vrei să te îmbrăcăm și pe tine? Am luat aici masa și scaunele, am pus husele astea, căciulele astea speciale, frumos amenajate. Și astea sunt pentru tacâmuri, aici se pune cuțitul, furculița și așa mai departe. Am ornat totul așa special pentru sărbători. Aici avem o lumânărică pe care am luat-o din mall din Galați. Băi, miroase atât de frumos, miroase a ocean, așa zicea că miroase, dar nu știu, miroase super, super fain chestia asta. Și aici avem prăjiturile pe care vi le-am arătat că le-am făcut. Aici avem cornulețe, nuci, fursecurile astea, turta dulce și așa mai departe. Am ornat absolut totul, după cum v-am spus, pentru că ne place așa să simțim să fie frumos toată bucătăria, peste tot. Până și la baie v-am arătat că am pus chestia aia pentru WC-ul, deci e super amuzantă și funny. Da, deci așteptăm acum, adică nu mai așteptăm că moșul a venit, acum ne simțim bine și o să fie așa o zi chill, acasă, în familie, pentru că acum suntem trei, nu mai suntem doi și o să fie așa o zi mai... Ua, mai liniștită, adică sperăm să fie, depinde de Nicolas. Da, iar mai târziu trebuie să vină pe la noi o prietenă care să ne facă poze speciale pentru Crăciun, așa o să ne schimbăm, o să ne împodobim, să zicem așa, la brad, cadouri, chestii trestii, ceva tematic o să fie. Tocmai ce a venit la noi prietena de care vă spuneam că o să ne facă poze, ea este Ela și deci v-am arătat mai devreme că am primit de la moșu o chestie dintre asta și surprize, surprize, a venit și ea. Tot cu o chestie dintre asta, doar că mai mare, deci ia uitați-vă, nu e nici asta originală, nici a mea, nici a ei. Asta ce că e de la Pepco, 15 lei, iar eu am luat-o de pe, nu mai știu de pe ce site am luat-o și nu mai știu cât am dat, sincer. Dar oricum, deci diferență. Acum avem două să ne jucăm, o zis că ne jucăm după ce facem pozele mai târziu, dar întâi așteptăm să se trezească Nicolas, pentru că Nicolas e acolo în cărucior lui și doarme. S-a pus la un pui de somn. Iar între timp noi mâncăm aici niște mici prăjiturele și după o să ne apucăm de ședința foto de care vă spuneam. Iar îți mănânci, mă, haina? Băi, ce faci, o mănânci? Mami, iar bălești haina. Ia uite, dar ce pantaloni avem acolo, mă? Ia uite. Cam mari? Uite, mănâncă și căciula și tot. Băi, deci, așa, ia uite. Ia uite, zici că-i spiriduș. Băi, spiridușule. Avem aici și unul dintre ăsta cu bretele, o cămașă frumos. Și acolo avem ceva de bucătar. Avem mai multe chestii. Nu? Așa, băi, spiridușule. Mămica sexy acolo. Stai că nu s-a aranjat încă. Păi nu este momentan sunt doar probe, nu? Uh-huh. Ia uite ce vreau să uite, Nicola. Facem un test acum. Acum ne aranjăm, da?
Și acum o să ne pregătim, o să ne aranjăm așa și o să ne apucăm de ședința foto. Așa că dacă vreți să vedeți multe, multe poze, uitați-vă pe Instagram, pentru că acolo se postăm foarte multe. Aveți Instagram-urile noastre în descriere și pe Facebook, probabil, toate. Căutați acolo că se pune multe poze de Crăciun. Aici avem minunata jucărie cu care o să facem poze. Și aici un mic, mic obiectiv, așa, nu e nimic impresionant, așa, doar unul micuț. Gata prima tură de poze, acum o să-l schimbăm pe cel mic și o să continuăm ședința. Da, și avem aici fundalul ăsta super mișto, deci nu știu dacă se observă, zici că e din lemn, dar nu e din lemn. Hai, suntem gata acum pentru runda numărul 2, avem papionul aici, care nu se vede acum, așa, uite ce băiat frumos avem aici. Băi, așa, suntem pregătiți? Hai, zâmbește la cameră. O să-l îmbrăcăm acum și pe Ricci. Cu dintr-o asta de Crăciun o să avem așa ca doi copii, să zicem. Săraca mâță! Gata! Deci ia, uitați-vă la Ricci. Da, pune și tu, măcar... Acum avem așa o pisică îmbrăcată aici. Și cum? De ce să tac? Ești în cadrul meu! M-am intrat în cadrul ei. Ia, uitați-vă la Ricci aici, cum e îmbrăcat în Moș Crăciun. De fapt, asta este pentru căței. E puțin cam mare, am luat-o pentru Luna. Și o să o îmbrăcăm acum pe Luna. Minte ce fel stă, deci nu se mișcă. Băi, ai rămas așa aici? Hai să trecem la poze. Hai să trecem la poze. De ce ai rămas aici? Stai cu gluga în casă? Mai aproape de vreodată. Cum să stau? Mai aproape de vreodată? Așa? Uh-huh. Bă, dar mâța aia nu se mai trezește. Doarce. Deci ce-l toarce acum? Da, din coadă. Deci el doarme, n-are nicio treabă, uite. Deci, bun, miaun, fac ca toate orătănii și... Nu se trezește, asta n-ar trebui. Băi, dar ce fel l-a dormit? Dar dacă te duci de aproape, ia uite cum stă. Cade, deja cade, simplu cade. Da, cade, deci zi, vezi că pică. O ia la bani. Deci, acolo fumează. Deci avem aici noul guler 2018 din blană naturală 100% blană vie, deci nu trebuie să omorâți animale, puteți să le purtați și vii la gât, puteți să vă jucați cu ele, să le mângâiați, să nu vă intre părul în gură. Bă, dar asta doarme, mă. Mă rog, sănătate. Mersi. Deci, dar el așa doarme, fac treabă cu el în gât. Ia uite. Deci, pică singur. A dormit. Deci, așa, ia uite. E Moș Crăciun pisică. Ia zi, tati, îți place de el? E mai cu minte Ricci ca tine, de ce faci gălăgie? Deci uite, e mai cu minte Ricci, deci nu zice nimic ca pisica asta, vezi? Uite, n-are nicio treabă. Îți place îmbrăcat așa, nu? Văd că te-ai cam obișnuit cu haina asta. Continuăm ședința, cred că avem vreo 2 ore de când facem poze și acum o să folosim mingiuțele astea pentru că vrem să facem acolo un fel de decor pentru Nicolas. O să iasă ceva super, super mișto, așa că dacă vreți vă spun încă o dată, uitați-vă pe Instagram-urile noastre și al meu și al Sabinei. Și a lui Nicolas, pentru că și Nicolas are Instagram și o să-l las pe toate în primele linkuri din descriere acolo. Vă duceți că o să punem, bine, nu știu dacă o să punem acum toate pozele, bineînțeles, pentru că pozele trebuie să ni le dea până le aranjează una alta, dar probabil o să punem măcar una, două poze și după pe parcurs restul. Bă, ce fel stă, mă! Doamne, ce fel, cum stai, mă, așa? Bă, piticule! Îți place să stai așa? Băluțule! Oh, te faci bale, 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 bale! Deci la chestia asta nu ne așteptam. Mănâncă recuzita. O să rămânem fără ea. Da, un mare, mare like pentru Nicolas acum. O să vedem câte like-uri adună. Urmele ședinței, cam așa a rămas. Acum trebuie să strângem aici fundalul și toate chestiile astea, deci e super, super fain. Oficial am terminat ședința, a durat vreo câteva ore, 2-3 ore mai mult.
Dar au și niște poze super geniale și abia așteptăm să ni le dea Ela. Deci o să punem la poze, o să umplem Instagramul de poze, așa că urmăriți-ne acolo. Da, și cel mic acum se pune să pape, eu trebuie să strâng pe aici tot ce am pus, fundalul, chestii, trestii. Și am să închei aici acest video pentru că cu siguranță o să iasă un video destul de lung, adică nu știu cât o să iasă, dar gata. Încă o dată vă urez Crăciun fericit la toată lumea și ne vedem data viitoare, așa că numai bine. Da.